Deflagrație într-un bloc din Brăila. Locatarii au fost treziți din somn de o explozie puternică produsă în apartamentul unor bătrâni. Proprietarul, un bărbat în vârstă de 77 de ani, s-a trezit dis de dimineață și a vrut să aprindă aragazul, moment în care s-a produs deflagrația. Omul a fost aruncat câțiva metri de suflul exploziei și a suferit arsuri pe 17% din suprafața corpului și traume. Soția lui, care se afla într-o altă cameră, a fost rănită ușor. Sunt arsuri de gradul 1, 2 și 3, care interesează fața, fața anterioară a gâtului, cei doi umeri, brațul drept, puțin din brațul stâng, mâinile și puțin din piciorul drept. Bubuitura puternică a trezit tot blocul. 17 apartamente și 5 mașini din parcare au fost avariate. O femeie care locuiește vis-a-vis de apartamentul bătrânilor s-a trezit cu ușa smulsă din perete. Oamenii au intrat în panică și au ieșit imediat afară. Sunteți speriată, mă. Puțin așa că mi-am luat din somn, vă dați seama cum e. Și cioburi peste tot în pat, copilul a urlat, s-a speriat. Mașina dumneavoastră e în regulă, că vă da, pentru că a fost prima în față cealaltă și a scăpat. Dacă și a fost nu... doar bubuitură, nu... Nu, a fost și un praf de la suflul ăla, un fum, nu știu, mi-a speriat, am crezut că a luat și foc. M-am trezit cu bubuitura și am stat, băi, zic, care-i problema, nu știam. Când mă duc în golul, ceaia sparte și toate. Dezastru a făcut. Care a fost fracțiune de secundă, n-a fost. Toate geamurile acolo s-au dus. Am înțeles. Mă tăiam. Mi-a sărit două geamuri de la ușă, în fapt, peste mine. Aolea. Da. V-ați speriat tare? M-am speriat, sigur că m-am speriat. Când am ieșit afară, proprietarul cobora, dezbrăcat, jos de scări. S-a cutremurat tot blocul, așa. S-a cutremurat, eu am zis că cade plafonul. În urma exploziei au rezultat pagube materiale la aproximativ 17 apartamente din scara blocului, respectiv ușile de la intrare. O echipă de specialiști va stabili dacă structura de rezistență a blocului a fost avariată. De asemenea, se va face o evaluare a pagubelor în vederea despăgubirilor.